Locuitorii orașului Ungheni se pot bucura acum de două străzi ca în Europa. Este vorba de străzile Bernardace și Hașdeu, care au fost reparate capital. Totodată, în afară de drumul asfaltat, au fost amenajate parcări noi pentru automobile, iar pietonii s-au ales și ei cu noi porțiuni de trotuar pavate. După ce au fost inaugurate oficial și date în exploatare, ungenenii spun că trăiesc acum ca în Paris. Probabil că Parisul a început să amenajeze așa cum o face acum orașul Ungheni. Este foarte frumos, foarte bine, comod, chiar și pentru o mămică cu cărucior este foarte comod, și pentru copii, și pentru adulți. Toți suntem bucuroși că în sfârșit avem mai așa străzi și așa trotuare. La rândul său, primarul orașului, Alexandru Ambros, spune că au fost selectate pentru reparații capitale aceste două străzi pe motiv că anume ele ar fi fost cele mai deteriorate. Aceste două străzi, straza Bernardace și Hașdeu, acestea au fost cele mai deteriorate străzi pentru că sunt foarte mult circulate. Aici suntem într-o zonă rezidențială. Deci am hotărât anume de aici să începem renovarea suprafeței carosabile prin travelanul orașului Ungheni. N-a fost simplu pentru că, în afară de aceea că suprafața de asfalt era deteriorată, comunicațiile subterane, cum ar fi scurgerea apelor pluviale, deci era pur și simplu dezastru total. Am reconstruit complet rețeaua de scurgere apelor pluviale, pentru că dacă nu facem lucrul ăsta, deci oricum suprafața de asfalt nu rezistă. Și pentru copiii din Ungheni, inaugurarea celor două străzi a fost un prilej de a sărbători. Toți micuții prezenți la sărbătoare au primit baloane color și au fost distrați de clovni, după care au fost plimbați cu un trenuț care a circulat chiar pe străzile proaspete reparate. Here we go. Copiii la rândul lor nu au ezitat să le mulțumească celor maturi. În orașul meu e astăzi sărbătoare. Se bucură o lume de la mic la mare. Căci zi de zi Ungheniul nostru e plin de farmec și de câmp. E un oraș contemporan, cu străzi largi și asfaltate, trotuare colorate. Copiii, culmea bucuriei, au ghetuțele curate. Pentru reparația capitală a celor două străzi din orașul Ungheni au fost cheltuiți peste 8 milioane lei, bani alocați de primăria orășenească și Fondul de Investiții Sociale din Moldova cu suportul Guvernului Republicii Moldova.